și se aud clopotele de aici din piața Sfântul Petru. Are cea mai mare rată a criminalității dintre toate țările lumii. Aceasta este intrarea în Vatican, trebuie să stăm la coadă, aici se face control. Este cea mai mare biserică din lume. Și putem vedea această zonă amenajată pentru slujbele pe care Papa le organizează. Și putem vedea și un pic mai sus balconul. Arată foarte bine. Cum ne aflăm pe podul Sant'Angelo și în față avem castelul impunător. Și am ajuns în cartierul Trastevere. Și acest cartier este în topul obiectivelor turistice de aici din Roma. Așa arată gura adevărului. Sunt atât de încântată și se aud clopotele de aici din piața. Hello, hello, dragilor, și bine ați revenit la un vlog. Să știți că astăzi este a doua zi de aici din orașul Roma și o să mergem la Vatican. O să vedem traseul până acolo și procesul de a intra. Am început traseul de la cazare, acum urmăm acest parc pe care îl urmăm în fiecare zi pentru a ajunge la metrou. De acolo o să luăm metrou și vom merge câteva stații cu metrou. Avem linie directă, linia A. De acolo o să coborâm și o să mergem în Vatican și o să vedeți tot procesul de a intra în statul Vatican. Și noi plecăm de aici, de la stația asta astăzi. Și o să urmăm traseul cu portocaliu, adică linia A, până aici, la Ottaviano. Aici. Și acum o să ne folosim de aceste cartele pe care le-am achiziționat ieri. Le-am achiziționat cu 18 euro de persoană. Odată mi-l scanez eu, intru și la școală. Gata, hai! Și am coborât din metrou, acum urmează să ieșim la suprafață. Am fost la Capela Sixtină a Estului și acum mergem la Capela Sixtină de aici din Roma. Da. Cine știe unde se află Capela Sixtină a Estului, să lase în comentarii. Și așa arată cum ieșiți de la metrou. Harta. Și cum, da, noi nu ne putem dezlipi de harta orașelor. Am făcut rost nu neapărat că aveam nevoie, ci doar să mai vedem ce obiective avem și să nu ratăm niciunul, zic. Noi suntem aici, undeva în zona aceasta, și o să ne urmăm indicatoarele pe care le avem aici pe stradă ca să ajungem la Vatican. Haideți! Și avem aici un indicator fix cum ieșiți de la metrou către Basilica San Pietro. Sunt atât de încântată. Este ora perfectă să ieși să te plimbi pe aici prin Roma, este vremea perfectă, atmosfera și tot ce vreți voi este perfect, așa că dacă aveți ocazia, nu ratați și vizitați Roma. Și vreau să vă spun, cazarea este poziționată aproape de metrou, ați văzut, facem câteva minute până la gura de metrou, așa vă sfătuiesc în momentul în care sunteți în căutarea unei cazări să vă orientați în așa fel încât să fie aproape de un metrou. Și asta nu neapărat în centrul orașului, pentru că sunt foarte scumpe, puteți să găsiți la periferia orașului, mai spre ieșire, și să căutați, cum a spus Corina, în zona metroului. Cazarea noastră a costat undeva la 3200 de lei și are o capacitate de până la 8 persoane. Este foarte mare, are, cred că, 150 de metri pătrați, sunt multe dormitoare, living mare, bucătărie, tot ce vă doriți. Da. Și supermarket Utilată. Aproape. Și așa arată drumul. O să vă arătăm care este procesul de a intra în acest stat. Și cum nu poți să pleci fără un suvenir din orice oraș pe care îl vizitezi, să știți că aici am găsit o tarabă cu prețuri la 1 euro. Și după cum putem observa, ne apropiem de Vatican. Mai avem foarte puțin până la poarta de intrare, fix străduța din fața noastră. Păi am făcut cam 5 minute sau chiar mai puțin de la metrou până aici la intrare. Este un bulevard plin de magazine, plin de restaurante, unde puteți să mâncați câte ceva sau să vă cumpărați câte un suvenir. Este o zonă foarte populată și foarte frumoasă, deci nu o ratați dacă veniți aici în orașul. Aceasta este intrarea în Vatican, trebuie să stăm la coadă. Aici se face control. Și oficial am intrat. Să știți că nu am plătit nimic la intrare, doar că trebuie să aveți răbdare și să așteptați cam 40 de minute. Cred că dacă veniți vara, timpul de așteptare să fie mult mai mare. Am ajuns și aici. Da, am ajuns și aici.
și o să vă spunem câteva informații despre acest loc. În zilele noastre, Vaticanul este considerat unul dintre cele mai mici state datorită locuitorilor, dar și a suprafeței. Să facem un 360 de aici din Vatican. Cel mai mic stat, cum a spus și Corina, are jumătate de kilometru pătrat și acest stat este condus de Papa. Exact. Este un stat independent, dragilor. Este un loc foarte frumos. Vatican, oficial statul cetății Vaticanului, este un mic stat suveran al cărui teritoriu constă dintr-o enclavă în orașul Roma. Întreaga țară este de aproximativ jumătate de kilometru pătrat. Statul este condus de către episcopul Romei, adică de către papă, și astfel poate fi considerat un stat ecleziastic în care funcțiile înalte sunt ocupate de către clerici. Nici nu știm ce să facem mai repede când ajungem aici. Da. Și a prins și vremea asta atât de frumoasă, ține cu noi, sunt cred că 17-18 grade. Lume multă, atmosferă foarte frumoasă și relaxantă aici în Roma. Da, de preferat să vizitați acest oraș toamna sau primăvara. Asta este recomandarea noastră. Și se aud clopotele de aici din piața Sfântul Petru. Iar acolo în spate se vede Bazilica Sfântul Petru. Edificiul este lung de 186 de metri, iar înălțimea cupolei este de 119 metri. Și cu o suprafață totală de peste 15.000 de metri pătrați, este cea mai mare biserică din lume. Aceasta este intrarea, este intrare liberă aici în Vatican. Acesta este Vaticanul. Un stat de numai jumătate de kilometru pătrat. Vaticanul are propria sa administrație și legislație, propria monedă, propriile timbre poștale și propriul sistem de justiție. În plus, Vaticanul are propria poliție care se numește Corpul de Jandarmerie, precum și o brigadă de pompieri. Însă papa este protejat de renumita gardă elvețiană, care este cea mai mică armată din lume. Aceasta numără numai puțin de 125 de soldați. Vaticanul este, cum spuneam, cea mai mică țară din lume, fiind singura care poate fi traversată pe jos în mai puțin de o oră. Vaticanul este probabil singura națiune din lume care nu are o închisoare. În schimb, micuțul stat enclavă are câteva celule pentru detenție preventivă. Vaticanul găzduiește mai puțin de 800 de rezidenți oficiali și, cu toate astea, are cea mai mare rată a criminalității dintre toate țările lumii. Acest lucru se datorează faptului că are mai multe infracțiuni pe cap de locuitor care sunt comise de milioanele de turiști care trec prin zonă. Aici există un singur bancomat cu instrucțiuni în latină, care aparține Băncii Vaticanului, care este, probabil, singurul ATM cu instrucțiuni în această limbă din lume. În Vatican există cea mai scurtă cale ferată din lume, care are o lungime de doar 300 de metri și o singură stație. Vatican este considerată o capitală a vinului. Un locuitor al Vaticanului consumă, în medie, 55 de litri de vin în fiecare an. Aceasta fiind cea mai mare rată de consum de vin pe cap de locuitor din lume. Este de două ori mai mare decât media din Franța și din Italia, țări cu mare potențial viticol. Obeliscul egiptean din centrul pieței San Pietro, situat în fața bisericii Sfântul Petru, are o vechime cuprinsă între 3.000 și 4.000 de ani. La Vatican, cetățenia nu se obține în mod automat la naștere. Dobândirea cetățeniei în cel mai mic stat din lume se face doar dacă sunt îndeplinite două condiții cumulativ. Persoana în cauză să dețină o funcție în cadrul Bisericii Catolice și să aibă domiciliu permanent la Vatican. Iar Capela Sixtină se află undeva pe aici. Aceea este coada de aici, de a intra la Capela Sixtină. Și pe acolo este ieșirea. Noi nu o să mai intrăm la Capela Sixtină. O să ne plimbăm doar pe aici, prin interiorul statului Vatican. O arhitectură impresionantă, totul este la superlativ aici, frumos. Și care este următorul obiectiv de pe lista de astăzi? Vom străbate îngusta stradă del Borgo și vom ajunge la podul Sant'Angelo, ăsta este. De să înțeleg că ăsta era traseul să ajunge aici în piață, în piața Sfântul Petru, dar noi de fapt am luat-o pe altă stradă, ați văzut și voi strada cu metroul, dar ca să nu pierdem aceste două obiective importante de aici din Roma, o să mergem
spre ieșire. Și putem vedea această zonă amenajată pentru slujbele pe care Papa le organizează. Și putem vedea și un pic mai sus balconul unde acesta stă de fiecare dată când are câte ceva de spus. Și așa cum am spus mai devreme, am lăsat Vaticanul și o să mergem către Palatul San Angelo. Aici este Bazilica și aici este strada, strada care duce către castel. Și mai avem strada îngustă care este în stânga mea, paralelă cu această stradă. Am optat să mergem totuși pe această stradă principală pentru că majoritatea turiștilor merg pe aici și am ales și noi această variantă. Da, tu vezi cât de interesant e că avem felinarele astea pe stânga și pe dreapta și zona pietonală. Mie îmi place foarte mult și priveliștea pe care o avem în spatele nostru cu Vatican. Noi v-am propune să faceți traseul ăsta invers, să mergeți întâi la castel, după aceea să urmați această stradă și vi se va deschide în față această priveliște cu Vaticanul. Am oprit la acest restaurant să ne comandăm câte ceva de mâncare. Aici vom mânca și vom mânca ceva de aici de la self-service. Deci avem câteva variante delicioase, spune-mi, la cum arată. Arată foarte bine pizza asta cu legume. Și sandwich-ul. Da. Arată foarte bine. Așa arată. Aici. Le-au și încălzit. La pizza. Bună, da? Da. 13 euro. Am terminat de mâncat. Foarte bun, gustos, delicios. Am băut și un Hugo și acum ne continuăm aventura prin Roma. Da. Și mergem la castel, nu? Da, mergem la castel. Am ajuns, prima belvedere pe care o avem este cu fața la podul Sfântul Angel, la fel și palatul. Haideți să ne apropiem. În lunga sa existență, clădirea a servit mai întâi drept mausoleu, apoi a devenit parte din zidul orașului și apoi a fost transformată într-o fortăreață. În cele din urmă a ajuns să servească drept reședință papală și mai apoi drept închisoare militară. În zilele noastre este un muzeu național și un important obiectiv turistic din Roma, ce atrage un număr impresionant de turiști din toată lumea. Dar ia uite-te, dacă te uiți așa spre pod și la apă, nu zici că e un tablou pictat? Ba da, chiar da, să știi că asta e prima impresie pe care mi-o dă. Când vezi diferența acesta. Asta, da, când te uiți așa la partea asta, ai impresia că e un tablou. Da. Sunt locuri frumoase. Chiar sunt locuri frumoase. Și relativ apropiate unul de celălalt. Noi chiar avem aici o hartă, harta pe care v-am arătat-o mai devreme. Și uitându-ne la ea, să știți că Roma este împărțită cam în trei sectoare de vizitat. Avem partea asta a Romei antice, pe care am vizitat-o ieri de ziua 1. Avem partea aceasta pe care am vizitat-o, Vaticanul. Cu Vaticanul. Și partea aceasta cu centrul istoric. Deci cam așa le-am împărțit noi, așa o să le găsiți și pe internet dacă dați un search referitor la obiectivele pe care le puteți vizita aici în Roma. Și nu uitați, aveți ca mijloc de transport principal metroul. Metroul, ați văzut și voi, fix cu stații lângă obiectivele turistice. Și așa am început și noi, am început ieri cu partea istorică în vlogul de ieri. Astăzi am început partea Vaticanului, iar mâine o să facem partea istorică, centrul istoric al Romei. Și mai ne rămâne o zi în care o să vedem ce facem și ziua respectivă. Și acum mergem către podul Sant Angel. Nu știu dacă o să putem să intrăm și în castel, o să vedem, se vede o coadă foarte mare aici. După care mai avem pe ordinea de zi, ca să spun așa, locuri de vizitat. Cum ne aflăm pe podul Sant Angelo și în față avem castelul impunător. Construcția castelului a început în anul 123 după Hristos și s-a finalizat în anul 139. În partea de sus a fortăreței avem o statuie a unui înger. Statuia înfățișează un înger care, conform legendei, și-a făcut apariția în vârful fortăreței în anul 590
și în mod miraculos a pus capăt epidemiei de ciumă care infestase întreg orașul Roma. După acel moment, clădirea a primit numele de Castel Sant'Angelo. Să știți că asta nu e o mulțime de oameni întâmplător aici pe strada aceasta. Aceasta este coada de intrare în castel. Bun, mergem mai departe. Clar. Acum suntem în stație de autobuz și vom merge în Trastevere. Este un cartier boem de aici, din Roma. O să mergem 20 de minute cu un autobuz. Vom coborâ și ne vedem acolo. Și am ajuns în cartierul Trastevere și o să ne plimbăm pe străduțele acestui cartier boem. Și acest cartier este în topul obiectivelor turistice de aici, din Roma. Aici veniți să petreceți câteva ore plimbându-vă pe străduțe, savurând preparate locale. Aici totul este autentic, foarte frumos, bine păstrat, curat. Și sunt și câteva obiective pe care puteți să le vizitați, cum ar fi Bazilica Sfânta Maria sau alte obiective. Dacă o să căutați, dați un search pe Google, o să găsiți mai multe lucruri pe care puteți să le faceți dacă petreceți mai mult timp, bineînțeles. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh, this ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. Aceasta este Basilica Santa Maria de aici, din cartierul Trastevere. Ne aflăm într-o piață drăguță. Cum a spus Corina, acolo este biserica, este un important punct turistic. Aici vin foarte mulți turiști să viziteze această basilică. Și de aici puteți să începeți incursiunea în cartierul Trastevere. Fiecare străduță are povestea ei. Foarte drăguță această străduță. Bine, toate sunt la fel. Noi am fost și în Veneția și puteți vedea vloguri din Veneția și arătau străduțele fix ca pe aici. Chiar au un aer boem și e foarte frumos. Multe restaurante cu mâncare tradițională. După plimbarea aceasta atât de frumoasă pe aici, pe străzile din cartierul Trastevere, o să mergem la Gura Adevărului. Este ultimul obiectiv de pe lista noastră de astăzi, ziua numărul 2, Roma. Suntem aproape, sper să nu fie închis, că aș fi tristă dacă aș descoperi că este închis și că nu avem acces să vedem și noi acea gură. Acea gură, că da, de fapt ea inițial a fost o gură de canalizare, un capac de canalizare și ulterior a fost transformat într-un obiectiv turistic pe care lumea vine și îl vizitează cu mare ardoare. Chiar clădirea cred că este aceasta. Cred că avem noroc și este deschis, deoarece văd aici prima ușă
deschisă și oamenii intră. Așa arată gura adevărului. Această placă cântărește 1300 de kilograme și de aici a pornit detectorul de minciuni, să zicem așa. Bun, și am văzut și cripta lui Adrian și acum ieșim. Și asta fiind spuse, dragilor, sper că v-a plăcut și nu uitați, sunt Corina în spatele camerei, este Alexandru și împreună suntem 2 Mirani și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. V-am pupat pe data viitoare! I know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just